M-a anunțat pentru azi la 12. Da, la ce pavilion? La pavilionul de aici. Da, este 1, 2 sau 3. Uitați-vă în mesaj. A venit pe mesajul soției. Odată cu deschiderea celor 20 de fluxuri noi de la pavilionul expozițional a apărut și aglomerația. Cel mai mare centru de vaccinare din județul Constanța și-a mărit capacitatea de imunizare. Aproximativ 2000 de persoane vor putea fi vaccinate tocmai din acest motiv și timpul de așteptare a crescut. Constanțenii au așteptat ore bune pentru a se imuniza. Deși erau programați la ora 10, oamenii spun că au fost primiți mult mai târziu la vaccinare, motiv pentru care afară s-au format cozi. În orice caz, am stat o oră și ceva. V-au zis de ce se stă? A spus că face curățenie, spală pe jos și nu știe și ne-a ținut afară. Și până, a dat drumul, s-a stricat o rândul și s-a făcut o bulibășeară pe aici. Am stat la o coadă afară. Cam cât, doamnă? O oră jumate cred că am stat. Fiindcă nu începuse vaccinare. Adică ați venit mai devreme dumneavoastră? La 10 fără un sfert am venit. Și la cât ar fi trebuit să veniți? La 10 eram programat. Am intrat la 11:30. Și pentru că în fața centrului se aflau și persoane în vârstă, organizatorii au decis ca primii să intre la vaccinare bătrânii. N-am stat pentru că mi-a dat voie mai înainte, am cerut. Și mi-a dat voie că am o vârstă destul de mare. Am intrat că am 82 de ani, pe mine m-a primit imediat. Chiar dacă au avut de așteptat în frig, constanțenii spun că imunizarea este importantă și nu s-au arătat deranjați de faptul că programările au fost decalate. Mă bucur că mi-a venit rândul să mă vaccinez. Așteptam cu nerăbdare momentul acesta. Așteptăm puțin și ne facem vaccinul și trece. Nu-i problema asta. De-abia aștept să mă vaccinez. Dau sfat, dacă îmi permiteți, pentru toți să se vaccineze. Și eu și soția ne vaccinăm. Ce să vă spun? Am emoții. Eu veneam și dacă ploua, să știți. De-abia aștept să mă vaccinez. În acest moment, la pavilionul expozițional sunt deschise 34 de fluxuri la care se adaugă alte 8 cabinete care sunt destinate cadrelor didactice. Deci asta înseamnă 42 de fluxuri active, ori 60 de persoane pe zi. Asta înseamnă 2520 de persoane astăzi. În afară de echipa mobilă, cu care vaccinăm undeva la 150-200 de persoane pe zi, în funcție de destinații. Până în prezent, la nivelul centrelor de vaccinare din județul Constanța au fost imunizate aproximativ 73.000 de persoane, iar din municipiu sunt 30.000.